있으면 안 돼? 있어요. Așa că vom începe bucurându-ne foarte mult de oaspeți de Dumnezeu, oameni foarte apropiați de Onești, de Călinescu, de cultură în genere, unii pe bază în sensul fundamental, adică au plecat din zonă și s-au întors în zonă cu forțe noi pentru a continua ceea ce s-a început de mult, de mult. Este ediția 47. Această formulă pe care am numit-o din mers Zilele Culturii Călinescu, până la urmă, mai pe scurt, se spune Zilele Călinescu. Niște zile pe care le-am repetat în acești ani, care au început ca formulă de anvergură, după vreo 8 ani de pregătire. Mulți sunt aici în sală și știu cum se făceau acele pregătiri. La această ediție avem personalități din țară. De la București ne onorează cu prezența distinsul critic, publicist, istoric literar, jurnalist Tudorel Urian. Pe care îl salutăm cu mare, cu multă simpatie, întrucât a fost la noi de mai multe ori, iar în ultimii ani, aș spune, la fiecare ediție, fiind și preluând, să zicem, debutatea de organizator alături de noi. Domnia sa are un CV foarte strălucit. A condus reviste. Aș aminti aici, între altele, revista Cuvântul, apărută după 89 la București, în formarea celebrei reviste a lui Nae Ionescu. Mă rog, era de o potrivire de... Poftiți? O afinitate de lume și de... nu neapărat de ideologie, era la reviste. Da, o infinitate, adică... După Nae Ionescu veneau indivizi imprevizibili, foarte interesanți, ca și el, ca și mai studiat. Dar oricum, Cuvântul reprezintă un punct de referință în cultura română, iar distinsul nostru oaspete și, dacă îmi dă voie, și prieten, a condus cu multă experiență și cu multă îndemânare o vreme această revistă. Mai aveți și acum? Nu. Nu mai aveți. Deci o preluat în 2002 și în 2003. Dar alți ani buni
a fost unul din cei mai străluciți cronicari ai României Literare, revista de referință în cultura română și în ultimii ani revista de ton literar. În același timp, domnia sa este și un al prieten printre marile personalități, este unul dintre apropiații marelui filozof Mihai Șora, pe care noi l-am votat cu toții, cu mare bucurie, membru de onoare, și prin care, prin domnul Ulian, ne-a transmis și un cuvânt pe care o să ascultăm cum vom fi mai mulți. Deci, aș mai adăuga în ceea ce îl privește pe domnul Tudorel Ulian meticulozitatea cu care lansează ideile, cu care le susține și volubilitatea cu care se mișcă într-un mediu spiritual mai general. Nu ocolește nici politica, are un cuvânt de spus. Este foarte solicitat la toate televiziunile din țara și cine dorește să-l vadă, îl găsește la principalele posturi, cu opinii, sigur, uneori de o zură, da, trebuie să te duci și acolo dacă ești invitat, domnule să știe acest lucru și ne bucurăm încă o dată și salutăm doare prietenie că se află și de această dată printre noi. Salutăm prezența doamnei director Zaharia, cu care am colaborat multă vreme la una din școli, dar și cu școala și fără școală, dacă ne întâlnim aici, e un semn foarte bun pentru noi. Domnul Vlad Ciobanu, distins participant la zile, domnia sa a fost de la prima ediție. Uneori am, ca să zic așa, am prescris și am promis și am proiectat zilele împreună cu tot felul de pregătiri. Domnia sa este, să zicem, plastician, cu un termen care nu îl acoperă, dar în spiritul său există această polivalență, acest sincretism cu toate artele, cu opinii, cu mare avânturi și cu domnia sa suntem chiar pe un parcurs ca de altfel și cu alții oamenii, pe un parcurs extraordinar. Ne amintim și surâdem la întâmplările de acum 50 de ani, 55 chiar, adică putem forța un pic cifra, distanța, dar modul în care s-a întors aici cu o simplitate exemplară, cu o dezinvoltură geritoare, cu idei, plin de idei, încărcat de idei, ca să se mai facă și ceva aici. Aflu acum mai nou că este în Consiliul Științific al noii instituții de mare prestigiu internațional, Brâncuș, de la Târgu Jiu, unde se străduiește cu proiecte extraordinare și, cum să zic, de mare viitor. Când spunem Brâncuș, ne mai întărim, ne mai lămurim pe noi înșine. Domnul profesor doctor
Vasile Spiridon de la Universitatea din Bacău, prezent și domnia sa cam la toate ultimele, să zicem, ultimii 10 ani, cam la toate întâmplările de aici, fie ca membru al jurului, fie ca o prezentare de carte, om cu mare experiență, cu o putere de convingere extraordinară, foarte receptiv la tot ce consideră că este meritoriu și ne bucurăm în plus că suntem foarte aproape teritorial și putem repede, dar oricum, dacă ceva s-a întâmplat, domnia s-a sună la un telefon să se vadă ce mai este și ce se mai întâmplă. Și aceasta e foarte mult pentru cei care ne-am angajat să organizăm zilele călinești. Un cuvânt despre prietenul nostru, Stelian Stativa, Stativă, cum îi zicea aici în Moldova, domnia s-ar spune Stativă ca în Muntenia, dar noi acum nu mai, cum să zic, clizim și nu mai strâmbăm din nas când auzim, pentru că în Muntenia, dacă se spune Ferrariu și nu știu ce, noi aici se spunea că așa, la război, acel obiect, se numește, adică obiectul în sine, se numește stativă. Am pus stativele, dar niciodată nu l-am asuprit ca profesor de la NGUS să zic, mă zi așa, nu mai zi așa. Am ascultat cum a zis. Am zis, totuși până la un punct. Acum văd că acceptă și cu accentul moldovenesc. Un lucru foarte interesant și plăcut pentru mine. A fost cel mai strălucit, spun, fără rezerve, elev din generația sa, ca elev, participant la olimpiade. Putea să facă orice, la orice obiect. Cu o inteligență extraordinară și cu un optimism la început, cum să zic, tineresc, ca să zic așa, dar întotdeauna a știut ce vrea, a rezolvat foarte multe lucruri. Când am auzit că este regizorul secund al filmului Adela, sigur că m-am bucurat foarte mult. Este regizor de film, dar ce nu este, pentru că am văzut că comentează foarte mult fenomenul cultural în orice domeniu. Chiar în această după-amiază vom asculta o prelecțiune despre, ne poți spune exact titlul, cu noi nu ne-am mai... Beauty and Idee, de la roman la film, pasiunea pentru arhitectura lui George Crăiescu. Da. Deci, iată, arhitectul, să zicem, și ce frumoasă este și arhitectura, pleda și Călinescu mereu pentru acest. Acum ne-am apropiat mai mult, a revenit și sperăm să colaborăm în continuare, valorificând, adică adăugând și punând fiecare ce credem că se poate aduce pentru o cultură locală, să numim. Da, locală, termenul de cultură să nu fie jenat cu nimic. Ăsta este sensul spre care tindem. Deci lucrul ăsta cu provincialisme, cu provincialismul, se știe că provincialismul este foarte mobil și se poate găsi în centrul capitalei și în alte locuri, la marginaș, se pot întâlni lucruri interesante. Sigur că aici avem foarte mulți participanți, îi voi numi așa, iată, alt mare coleg al meu, coleg de strădanii locale, domnul conferențial universitar, doctor generalul Vasile Apostol, un
cercetător strălucit, un om al fundamentului cultural și un cunoscător al multor, multor lucruri la care noi, care privim numai la televizor de multe ori, nici